salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Cristian Drosu, fizioterapeut specialist în recuperare medicală. Astăzi o să vorbim despre durerile de genunchi. Una dintre cele mai frecvente, probabil, dureri. Ce să facem, ce să nu facem și așa mai departe. În primul rând, când avem dureri de genunchi, dacă avem un remene sau nu avem un remene, ideal este să ne ferim de flexia totală. În momentul în care trecem de 90 de grade, adică de genunflexiunea de aici, trecem mai jos, presiunea pe genunchi crește foarte, foarte mult. În momentul în care trecem de 90 de grade ca și flexie, începem să punem presiune foarte mare pe menisc, pe ligamente, pe tendoane, deci pe practic toată structura de bază a genunchiului. O să începem ușor cu o minimă anatomie a genunchiului. Avem două oase, da, femur, tibie, ele sunt unite, ca să zicem așa, prin niște tendoane, câteva ligamente și menisc, da? Bun, mișcările elementare pe care le face genunchiul este mișcarea de flexie și mișcarea de extensie. Flexia fiind aceasta, extensia fiind aceasta. Noi o să ne bazăm să întărim, să stabilizăm genunchiul cât mai mult, fără a pune presiune pe genunchi și pe ligamente și pe tendoane. Primul exercițiu pe care o să-l facem este un exercițiu care ne detensionează capsula articulară și putem să lucrăm în voie și să creăm tensiune în genunchi. Avem nevoie de o bandă elastică, așezăm banda elastică în spatele genunchiului, lăsăm genunchiul liber, da? Pur și simplu lăsăm să cadă genunchiul în față. Așezăm piciorul de sprijin, piciorul celălalt să fie lângă, facem o ușoară genuflexiune cu genunchiul afectat și ne ridicăm și facem extensie maximă. Semi-genuflexiune, extensie maximă. În felul acesta, pe ultimul detriment de mișcare de extensie, genunchiul se solidifică, se întărește, da? Semi-genuflexiune, extensie, undeva la 15-20 de repetări recomand. Bineînțeles, chiar dacă avem durere pe un singur genunchi, recomand să lucrăm pe ambele picioare, deoarece în momentul în care le lucrăm pe amândouă, solidificăm mult mai bine, da? Iar aici, schimbăm piciorul, pentru că în momentul în care ne doare un picior, tendința este să se ducă tot tensiunea pe celălalt și uite așa se creează instabilitate. Schimbăm piciorul, suntem aici, coborâm, revenim sus, extindem la maxim. Coborâm, revenim sus și extindem în maximul de mișcare. Avem un exercițiu pentru fiecare picior. Recomand la acea mișcare, da? După să facem și câteva mișcări goale, da? Să mai încălzim puțin, să vedem cam cum ne simțim după ce am făcut acele semigenuflexiuni. Bineînțeles că mai recomand același lucru, adică tot banda elastică, să o așezăm de aici, punem aici și să facem și câteva fandări. Semifandări, extindem la maxim. Același principiu, semifandări, extindem la maxim. Semifandări, extindem la maxim. 10 repetări pe un picior, 10 repetări pe celălalt picior. 3 serii în total. Asta e valabil pentru toate exercițiile. Recomandarea mea este aceste exerciții să le faceți în picioarele goale, da? Creșteți stabilitatea și în genunchi, odată ce greza devine mobilă și sigură. De-aia fac în șosete astăzi. Următorul exercițiu este vorba de o mișcare de propriocepție. Ne așezăm pe un picior, celălalt picior, ne luăm două jaloane din astea care se pot mișca foarte bine și celălalt picior se duce în spatele primului picior și revenim aici. Îl ducem în spate, revenim în față. Îl ducem în spate, revenim în față. În spate, în față. În spate, în față. 10 repetări pe un picior, 10 repetări pe celălalt picior. Întoarcem și din profil, aici revenim. Spatele este drept, ne ducem aici, revenim. După ce am făcut acele fandări prin răsucire în spate, mare atenție, nu vreau să văd asta. Mișcarea asta este de răsucire, este dăunătoare pentru genunchi. Vreau să văd mișcarea în ax, adică genunchiul se duce aici, nu face treaba asta. Da? Vreau să fie genunchiul aliniat.
Ne ducem doar în spate aici ca să-l stabilizăm. Nu facem aceste fandări, apropo genul ăsta, aceste fandări pe care le văd la sală încrucișate, nu fac decât în timp, nu respectă biomecanica genunchiului și în timp duc la probleme. Deci acest gen de genul flexiuni, pentru că nu respectă, da? O să vă arăt, iară trecem la anatomie, în momentul în care genunchiul este, fiziologia lui este să facă flexie și extensie, cum am vorbit la început, nu acea rotație. În momentul în care se începe să se rotească genunchiul, dacă observați, ligamentele încep să se miște foarte mult, să se străcioască foarte mult. Da? Asta înseamnă că creștem predispoziția la o accidentare. Recomandarea mea este genunchiul să se miște în planul lui, de flexie și de extensie. El nu face rotație și așa mai departe, nu face rotații genunchiul. Genunchiul face doar flexie și extensie. Rotațiile, când începe să le facă, compensează, da? Și pot apărea accidentările. El are un grad foarte mic, foarte, foarte mic de rotație. Revenim la anele noastre. Am arătat așa da, așa nu. Apoi, vrem și aceste fandări în lateral, la fel, semifandări, chiar dacă îți permite mobilitatea și simți că te-ai putea duce până jos, nu recomand să te duci până jos, da? Deci, semifandări, da? Adică până aici. La fel, 10 pe o parte, 10 și pe celălalt, chiar dacă nu avem dureri și în felul acesta deja avem o încălzire în ansamblu destul de bună. La final o să mai aveți un bonus cu ce puteți începe și ce puteți să faceți să preveniți accidentele. Rămâneți până la final și o să vedeți cam despre ce e vorba. Următorul exercițiu pe care o să-l facem este pentru musculatura ischio-gambielor, musculatura din spatele piciorului, de aici, din spate, de pe coapsă, da? Coapsă posterior. Efectiv, avem nevoie de un fitball, mărime medie. Ne așezăm jos, punem picioarele pe minge, capul jos. Ridicăm bazinul, tragem, menținem 2-3 secunde, coborâm, jos. Ridicăm bazinul, tragem, coborâm. Putem să menținem bazinul în aer dacă ne permitem, tragem, coborâm. Bazinul în aer, tragem, coborâm. Bazinul în aer, tragem și coborâm. Foarte bine. Următorul exercițiu și ultimul, da? Exercițiu de propriocepție, de stabilitate, de echilibru. Avem două șaloane, două obiecte. Suntem la jumătate de metru de acele obiecte. Rămânem într-un singur picior. Atingem, revenim. Piciorul acesta este în aer. Piciorul de sprijin este jos. Piciorul de, cu care ne balansăm rămâne în aer. Da? Atingem, revenim sus. Atingem, revenim sus. Atingem și revenim sus. Bineînțeles că schimbăm piciorul și repetăm același lucru. Atingem aici, revenim sus. Foarte important piciorul acesta să nu se ducă jos. Dacă vă dezechilibrați, atingeți puțin și continuați cu aceeași mișcare. Atingeți și reveniți sus. 10 repetări pe un picior, 10 repetări pe celălalt. Încercați să stați la o distanță decentă care vă permite să faceți 10 repetări. După ce le-am făcut pe amândouă, recomand să facem și puțin stretching pe ischio-gambieri, pe această musculatură pe care am făcut-o mai devreme, și pe quadriceps, pentru că ăsta trebuie să fie puternic și solid, dar să-l și întindem. Și o să începem direct cu quadricepsul. Prindem piciorul aici, sub fesier, fiecare cât are mobilitate, împingem bazinul în față, strângem de picior, respirăm, menținem câteva secunde. E foarte important să împingem bazinul în față ca să simțim mai mult. Nu ne focusăm neapărat să tragem călcâiul către fesă, ne focusăm să băgăm bazinul în față să se întindă asta foarte bine. Da? Bineînțeles, și pe partea opusă, același lucru, da? Aici băgăm bazinul în față, întindem foarte bine. Apoi întindem și ischio-gambierii, piciorul în față, vârful către noi și ne aplecăm în față. Da? Efectiv, piciorul în față, vârful către noi, atingem, menținem 10 secunde, 15 secunde. Celălalt picior, menținem 10-15 secunde. Perfect. Acum fiind la final, o să vă arăt cum să preveniți durerile de genunchi,
trosniturile, jena pe care o simțim în genunchi. Foarte simplu, bicicleta. Bicicleta stimulează secreția de acid hialuronic, elastină, lichid sinovial, în special lichid sinovial, foarte mult în zona genunchiului, care vine în abundență cu nutrienți, hrănește articulația genunchiului și nu mai avem probleme. Bun, și pentru așa ceva avem nevoie de o bicicletă. Recomandarea mea ar fi genul acesta de bicicletă care ne permite să stăm cu spatele drept, intensitate medie pentru coapse, spatele drept, facem 10-15 minute înainte de antrenament și 10-15 minuțele după antrenament, intensitate medie. Nu recomand bicicletele de spinning sau bicicletele foarte agresive. Recomand bicicletele care îți permite să faci o mișcare fluentă și ușoară pentru genunchiul tău. Da? Deci bicicleta chiar dă una singură este un tratament destul de bun când vorbim despre tendinopatii și alte probleme la nivelul genunchiului, dureri de genunchi. Eu am fost Cristian Drosu, nu uitați să dați un like și share ca să mă ajute și pe mine puțin algoritmul să postez și eu puțin mai des pe YouTube. Dacă considerați că este de valoare genul ăsta de content, share-uiți-l cât mai mult.